mai mulți medici ai Serviciului de Psihiatrie Medico-Legală din orașul Codru reclamă condiții inumane de muncă. Interiorul arată deplorabil, tavanul și pereții sunt în ultima fază de stricăciune, iar mirosul este respingător. Ministerul Sănătății spune că va emite un comunicat după o evaluare a situației. Oamenii sunt în pericol, afirmă doctorii din orașul Codru. La fața locului a fost echipa noastră de filmare. Din 2018 condițiile nu s-au schimbat deloc, ba chiar mai mult s-au agravat. Eu cred că pereții spun singuri de la ei. De multe ori, anume chiar și expertizații noștri, sperii când intră unde am intrat noi, unde am nimerit. Astea sunt condițiile, astea ne le-au dat. Cel mai ce legal închirează spațiile și de aici au apărut niște condiții cel puțin defectuoasă de activitate, aș spune chiar condiții fizice. Deoarece centrul medicin legală nu are, dacă să mă exprim așa, interesul de a aloca bani pentru reparații capitale. Autoritățile responsabile cunosc problema medicilor din orașul Codru, dar intervenția întârzie, afirmă experții Promolex, care se ocupă de protejarea drepturilor omului și avocatură. Din păcate, în Republica Moldova, serviciul psihiatrico-medico-legal a fost cumva izolat de către politicile publice, de către investițiile care ar trebui să se aloce și de către factorii decidenți. Atât Ministerul Sănătății cât și Ministerul Justiției au izolat aceste probleme și nu s-au interesat cu adevărat ce se întâmplă în sistem. Directorul Centrului de Medicină Locală spune că responsabil este Ministerul Sănătății, care nu asigură sursele necesare pentru renovarea Serviciului de Psihiatrie Medico-Legală din orașul Codru. Noi am inițiat o reparație pentru tot sediul, însă a fost acceptată o sumă mai mică decât cea calculată. Noi am făcut parțial reparație, prioritar am făcut în zona de servire a pacienților, zonele de detenție. Acum 6 ani, Serviciul de Psihiatrie Medico-Legală avea 14 experți, dar mai mulți au renunțat. Acum sunt doar 5 experți în Chișinău și alții 2 la Bălți. Potrivit administrației, clădirea serviciului a fost reparată ultima dată în urmă cu 70 de ani.